va să zică la București, în slujba domniei. Ai să te îngrași, olimpiotule. Nu se prinde, frățioare. Soi rău. Hei, Tudore, veni și ceasul despărțirii. Și ce ai să faci tu la bănia Craiovii, Berescule? Păi, negustorii, mă duc să vând sabia. Cui, Berescule? Păi cui o dau mai mult? Dar oricui mă vinde-o, să știi că vorba mea una rămâne. Ca frații până la mormânt. Soicane, du-l starețului. În altar să-l țină. Slobot! Să fie într-un ceas bun și să auzim de bine! Rămâi sănătos, Lugere! Cu bine, Gârbeu! Mare crescu iada ta, părvule. Fata taici. Tăicuță. Muică!
Tudorică! Maică! Stai! Băle! Tot copil fără minte ai rămas, Tudorică, muică. Cu cine-i fi semănând, Doamne, iată? N-aș da o sabie pe 10 chistoare. Ce mai? Când plezdeam în stânga, ieșeau scântei. Când dădeam în dreapta, aolică, muică, nu mai zic că tot ea pune și porecle. Cum adică? Păi nu scose eu ochiul turcului, feciorul lui Rashid. Și nu pe loc i-am zis, chioru. Eu unul îs mulțumit că sunt semnat de Atagan. Când m-or vedea fetele, drept aici o să mă pupe. Tot mai bună-i costura. Dai jos și barba cu ea. A? Ai terminat, băi Ghiță. Am terminat. Ce mai? Sabia, asta e. Chistolul să nu-l văd. Mai lăsați puștile și săbile. Și haideți la masă. Las că o să-l vedem noi mâine la arat cum o să împungă cu sabia boii. Dar unde o fi oamenii, măicuță? Că nu-i văzui. Ei, or fi și ei pe la casele lor. Ba nu, sunt la curte, la... Unde zisești că sunt? Unde sunt oamenii tincuțo? Slugere! Ce-i gârgă? Nu-l găsi pe taica. Lumea e la curte. Le-a luat vitele. Numai dumitale, nu. Glogoveanu? Mhm, Glogoveanu. Dă-ne vitele înapoi, boierule! N-avem cu ce munci, coane din ache. Până și de neamurile pandurilor vă bate joc, coane din ache. Dar ce, tu ești pandur, colțatule? Fisul-i pandur. Și ce? Al de frate meu n-a murit în răzbel? Iete-te, mă. Și-a adus aminte de frate său. Dar celălalt frate unțe oarcă. În codru ai? Cu haiducii, cu tâlharii. Ce vrei, mă? De ce dai, mă? De ce dai, mă? Îmi furci cu el! Grijania voastră! Tâlhari! Tâlhari! Ce faci, Acile? Ei, băiete. Nu, taică, nu, nu. Lasă-l, taică. Lasă-l. Ce-a avut să școală de taică, bă? Da-i el, mă! Ba să zic că noi ne batem prin străini cu turcii. Și voi acasă îi bateți pe ai noștri. Ce? Nu, nu, da, ce da? Ca să ne jucuiți, ai? Ha! Mai rău ca turcu, mă? Na, bă, na, vinde, mă! Na, bă, na, bă, na, bă, na, bă, na, na! Ce-i la arma asta din aici? Pe cine văd? Bine ai venit, Tudore, dragul meu! He? Să nu-ți fie de oicoane, Nicule? Și tu, tot flăcău tânăr și semeț, am auzit de isprăvele tale. Primit și o sabie de la țarul rucilor, comandir și slujer. Arminter, nu te-ai schimbat de fel. Nici pe aici nu s-au schimbat prea multe. Clucere, Glogoveanu. Cum adică? Dreptate asta. Pandurii și-au vărsat sângele. Și acum? Li se ia vitele?
Cine a luat vitele? Cine a îndrăznit să facă una ca asta? Să tași, nemernicule! Nemernicule! Toată lumea să-și ia vitele înapoi! S-a înțeles? Da, Coane. Cu ăsta ce facem? Îl batem acum ori mai târziu? Cine a zis să-l bateți? Dați-i drumul! Dezleagă-l! Hei, oarcă, oarcă! Dar ce, nu mă mai cunoști? Noroc, mă, Ghiță. Dar ce, nei că nu știi să mai zici? Mă chem ca pe un argat. Se treci de seară pe la noi. Nu trec, nu mai intru în sat. M-a luat boierul la ochi. Iar cum a venit și mie vremea. Ești mulțumit acu, Tudore? Precum văd și domnia ta ești mulțumit. Zău, dacă înțeleg de ce ești nemulțumit. Dar Tudor s-a acoperit de slavă în lupta cu turci. Îmi ceri un lucru peste poate de greu. Da, nășicule, măria ta, ești coșcogea mare ban al Craiovii. Închide-l, fă-i ceva, ajunge să miști degetul mic. Părerile tale despre putere sunt cam turcești. Atunci trimite-l undeva. Dă-i o slujbă bună să se umple de bani. Nu e omul care să-l cumperi cu bani. Îmi întoarce toată urânduia la pe dos cu opincarii lui. Mă duce la sapă de lemn. Cheamă-l pe Bedescu. Să aducă și harta. Ce mai faci, Restița? Își schimbă rochile și citește romane franțuzești. Nu-i pasă nici de mine, nici de casă. N-am nimerit-o la însurătoare, nașule. Capitan de Venescu! Da, mă. Pregătește-mi un pitac de numire. Scrie. Scrie. Luând seama la destoinicia slugerului Tudor Vladimirescu. Îl rânduim bătav de plai. Să vegheze cu strășnicie marginile țării dinspre Dunăre, aci. Nu, nu, nu. E prea aproape. Păi bine, atunci aici. De-aci și până în ținutul cloșanilor, unde dă țara românească față și cu turcii și cu nemții. Oh, mulțumesc, arhombane. Pace, pace, dar turcii tot prada averea negustorilor. Lasă, hagiule. Barim scăpa și nevătămat. Mi-a poruncit marele ban să controlez vămile. A, nu-i vorba de tine. Dar la cloșan mi-a spus Gârbea că ești aici. Și atunci ce mi-a spus? Ia să trec să-l văd pe vechiul meu prieten. Dar ce-i cu ăștia? Ăștia-s cei de te jefuire azi noapte? Da, ei. Al din mijloc e un tâlhar mai de soi. E scoada pașei. Pierdu eu atâta marfă, dar am ajuns să văd și pasta. Turci legați în țara românească. Hai. Din garnizonul turcesc? Da, din garnizonul turcesc. Ce-ți venesc? Trecură 2 ani, Tudore. Ia spune, cum o mai duci? Ne facem datoria. Știu. Cea mai de nădejde bătă fie a noastră. Da, cinstite slugeri. Drumurile negoțului sunt nesigure. Tâlharii își fac de cap. Țara-i fără stăpân, fără lege. Numai mie că te-am văzut ochii de când sunt aici. Și atunci de ce ne lăsăm îngenunchiați? De ce să dăm îndărătă în fața turcului? Pentru că așa sunt vremurile. N-avem ce face. Ba, avem ce face.
Acum când Napoleon a fost bătut, Rusia are mâinile slobode și ar putea să ne ajute. Uite, îmi așternu aici gândurile mele. Orice s-ar întâmpla, da asta marelui Ban. Despre asta a scris-o marelui Ban? Tu nu știi că Vod a dat pitacul primejdea vieții să nu căutăm nicio pricină turcilor? Și tu, Socotski, e mai bine să ne lăsăm mai departe călcat și bajocoriți în țara noastră. Nu cumva ți-ai și vândut sabia turcului, Ibenescule? Dacă aș fi vândut-o turcule, așa cum spui tu, scrisoarea asta aș fi dus-o lui Rashid Pasha. Ascultă, Tudore, coboară odată omule pe pământ. Împărăția turcească este acum mai puternică ca oricând. Nemții, franțuzii și englezii o susțin. Nu degeaba marele bani trece cu vederea atâtea turcilor. Trebuie să dăm drumul tălharilor de afară. Acum toți turcii sunt tălhari. Da, știu că tu n-ai să o faci. Las că o fac eu. De mine să cadă băgatul. Zăigane! Dezleagă-i! Dezleagă-i! Braga! Braga, Braga! Cumpărăm Braga la băiatul formos! Ali vindem Braga! Hei, Ali! Oi, slăbite bani, 12 rânduri de biruri am plătit la 12 rânduri de taxidari. Toți cu peceți bune de la măria ta. Bir pe coșurile de la casă. Bir pe ferestre, pe albine, pe căldările de aramă, ploconul de baieram. Stai, bre, că nu mai prividesc. Să luăm de la început. Hai. Pe coșurile de la casă, pe ferestre, pe albine. Poate te răzgândești, slugere. Nu mă răzgândesc. Unde sunt bâlciurile care se țineau pe vremuri? Nu mai știu oamenii nici să se veselească, nici să plătească dările. Păi cum să mai știe? Dacă toți fură, toți. Și rugodă ce să-i mai trimit? Te știam mai destoinic, dinule. Dacă nici eu nu-mi dau silința pentru luminăția ta, cam scos și din piatră seacă. Eu una pot să vă spun. Dacă domnia ta nu mă iubește, mă nedreptățește. Nu e vorba de cine, dinule. Tu furi mai cu milă de stăpân. Fanarios e fără milă, cu vodă în cap. Să răzbăna, nașule! E. Arestiță! Ce mai e cu fostul meu logofăt? Nu mă face de rușine, ai? Un mare ticălos. Omul care ne trebuie. Da, sub cumplită strajă îți mai porți nevasta, arhonclucer. Păi ce să-i faci? Drumurile sunt pline de haiduți. Până și de un calic al meu, oarcă trebuie să mă păzesc. S-a jurat că mă taie nemernicul. Norodul s-a înrăit. Țară fără stăpân, fără legi. De-am avea noi puterea. Ia zi, finule! Ești gata de plecare? Ce să spun, nașule, m-am gândit și pe urmă tot m-am răzgândit.
Călătoria asta mea e, cum să spun, știi, și înălțimea ta. Ce-i scoade bune au turcii. Zici și tu. Toți dați îndărăt. Te duci la vătaful slujilor și îi spui din partea mea că am dat poruncă să-ți tragă 25 la spate. Oh, cum n-au oameni ăștia simțul frumosului. Vino, vino! Marele Ban te poftește chiar acum la el. Asta e o mare cinste, să știi. Zău, dacă te mai înțeleg, nașicule, de ce l-ai chemat aici? Omul ăsta își bagă nasul peste tot. E, da, dar e foarte cinstit. Până la prostii. Cine v-ar auzi, ar zice că este vorba de un nou candid. Cum trăiește azi un om cu asemenea însușiri primejdioase? În orice caz, mai rău decât ar putea trăi fără el. Slugerul Tudor, înălțimea ta. Slugerul Tudor Vladimirescu? Da, vledică Ilarion, el e. Vătaful nostru de la plaiul Cloșanilor. Vledica Ilarion, episcop de Argeș. Și doctor în filozofia lumească de la Viana. Deocamdată în surghium pe aici. Benescule, toarnă vină în pocar. Aici, mijere. Ce noutăți să ne aduci de la vătăfia dinspre Marele Împărății? Am venit să mă las păcubaș de slujba asta. Ce te-a nemulțumit? Credeam că acolo trebuie să-i apăr pe români de turci, nu pe turci de români. Asta s-o fac altul. Eu zic să bem. Beau ca viața să vă fie plină de slavă, precum este acest pocal plin de rupiniu. Dar dumneata, domnule comandir, pentru cine închin? Pentru Marele Ban, hai să închin întotdeauna. Eu beau pentru chinuitul norod românesc, pentru slobozirea țării de sub jugul otoman și fanariot. Asta este o ocară. Până și aici, la masa mea, te-ai murat de frică. Și pentru un domn pământean să fie o lege și un stăpân. Am o vorbă cu domnia ta. Bravo! Bravo, nășicule! Ei, cum crezi că lucrul pentru care am închinat poate să se prefacă în faptă vie? La Viena se vor aduna în curând biruitorii lui Napoleon. Dacă Rusia, care acum are mâinile slobode, ne ajută, lucrul pentru care am închinat va izbândi. Turcia, numai la înfățișare, se arată în putere. Eu știu bine cât e de șubredă. Da. Mai e ceva. Ce mai e? Ca să izbăvească de turci, țara are trebuință de o putere armată a ei, nu de adunătura arnăuților cumpărați. Șezi. Mi-ar plăcea să avem o asemenea putere.
Uite, Tudore, țara are nevoie de un om întreg, înțelept, curajos, care să plece de îndată la Viena. Dar trebuie multă băgare de seamă. Chiar și aici, pereții au urechi. Turcii sunt cu ochii pe noi. Primește. Până acum rare ori s-a aflat boiera cărui faptă să se potrivească cu gândul. N-ai încredere. Te înțeleg, slujere. Însă, gândește-te. De ce să mai îndurăm lăcustele fanariote? Când unul dintre noi, boierii vechi, adevărații părinții ai norodului, ar putea fi stăpân în țara asta. Stăpân? Ce fel de stăpân? Când boierii divăniți stau la cheremul turcilor, iar țara geme sub împilare. Dacă boierii cei mari s-ar învoi la slobozirea norodului, cu așa țară multe s-ar chivernisi. Să fii domn al țării românești. Ascultă-mă, Tudore. Pentru asta sunt gata la orice jertfă. Și jur că dacă mă urc pe scaunul țării, fac să se stingă toate nedreptățile. Pleacă la Viena. N-ar fi rău să afli și Rashid Pasha. Călătorie sprâncenată, slujere. Ce s-a întâmplat? Nimic. Ei, care ți-e voie? O floare. Ar trebui să fii mai curtenitor. Mai cum să-ți spun? Să joci rolul mai bine. Chiar dacă rolul nu-ți face plăcere. Cum adică? Nu te mai prefaci. E clar că nu dumneata mă însoțești pe mine. Dumneata ești un gard de cor ca oricare altul, care însoțește pe o boieroaică plecată să petreacă la Viena. Ehe, Marle Ban a avut nevoie de paravan pentru taina dumitale. Nu e așa, Candid? Un paravan care știe atât de multe nu mai este un paravan. Bine ai venit! Noroc! Bine v-am găsit! Rămâi cu noi! Nu, sunt în drum spre Viena. Viena? Ce-ți trebuie Viena, sluger? Nici vorbă oltenească, nici țuică. Și pe noi cui ne lași? Păi, alt lucru ne făgăduiești când ne-am lăsat vatra să ne înfundăm aici. Și acum? Pleci la Viena. Ei, pentru lucrul acela, Gârbea știe. Spuneți alor noștri, mult a fost, puțin a rămas. În noaptea asta rămân aici. De ce ați oprit caravana? Chioru, fiul lui Rashid, de ieri stă la pândă în lungă. Ce am ca să nu dăm drumul caravanei în puterea nopții. Ia,
Ia stați așa. Parcă niciodată n-au strâns turcii atâția oameni. Nu cumva au aflat că treci pe aici. Las că mâine te-om duce noi până la granița crească. Să îndrăznesc că numai chiorul. Nu, Zoicane, nu mai trec mâine. Trec la miezul nopții. Uite că vin. Au trecut de poiana pisici. Da. Altă pradă așteaptă turcii. Zoicane. Poruncă. Să plece careta. Intră când vrea la țară.
Excelența, am sosit. Credeți că momentul e potrivit? Perfect, mamă. Așteptați-mă aici. Pe cine văd? Vă cunoașteți? Principele Alexandru Ipsilante, principele Nicolae Ipsilante, parucicul Tudor Vladimirescu, un bun prieten al meu și vechi camarad de arme. E român ca și părintele dumneavoastră, mi se pare. Noi am domnit în țara românească, dar suntem greci, ceea ce nu ne împiedică să prețuim virtuțile militare ale prietenului dumneavoastră. Aveți un randevu cu țarul, domnule Vladimirescu? Da, mulțumită unor prieteni, am obținut o audiență. Ei bine, da. Acesta este un succes istoric. Suntem... Sunt atâția care își așteaptă rândul. Congresul dansează. 20 de milioane de gulden au costat numai toaletele și surprizele. Dacă s-ar cheltui măcar jumătate pentru eliberarea națiunilor de sub tirania semiunilor. Eu unul n-aș avea nimic împotrivă. Domnule Vladimirescu, poftiți. Majestate, mi-am luat îngăduința să vă prezint un erou din războiul ruso-turc, Tudor Vladimirescu. Pentru ce ai primit ordinul Sfântul Vladimir? Pentru bătălia de pe Dunăre, majestate. Da. Asta nu e rău. Nu e rău. Și ce se aude la voi acolo în Valahia? Din păcate, rău, majestate. Turcii nu respectă condițiile păcii de la București. Am fost înștiințat despre misiunea dumitale. Dar nu știu dacă s-ar putea avea încredere în... Brâncoveanu, majestate. Da, da, Brâncoveanu, dumitare. Un semn să ne dați, majestate, că ne ajutați. Și numai cu panduri ridicăm toată țara ca pe un singur om. Ca pe un singur om? E bine că a venit la mine. E bine. O să vedem. Felicit din inimă, dragul meu. Acest o să vedem, se ta considere, înseamnă foarte mult la țar. E mai mult decât mă așteptam. Transmiteți asta și prietenilor dumneavoastră. Mulțumesc. Vă mulțumesc din inimă, prieten, pentru înțelegerea arătată cauzei țării noastre. Cum am auzit, plecați curând. Cred că drumurile noastre se vor mai întâlni. Oamenii care merg pe același drum nu se poate să nu se întâlnească. Ei, când pleci, Tudore? Mâine dimineață. Aici erai? Mâine plecăm.
De ce mâine? Nu-ți place aici? Amândoi singuri în orașul acesta de vis. Totdeauna am visat să fiu cu cine mi-e drag. Cu tine. Departe de sălbăticia în care am trăit. În care n-am trăit cu adevărat. Nici tu n-ai trăit cu adevărat. Tabere militare, drumul nesfârșit, sânge și moarte. Pe semne că nu-i dat fiecărui om să trăiască în tihnă la casa lui. Nici așa cu mintea nu te vreau. Mă iubești? Dar tu? Te-aș iubi dacă. Dacă? Dacă nu plecăm mâine. Nu mai plecăm mâine. Plecăm poi mâine. Granița este închisă. Înțelegeți, vă rog, înapoi toată lumea. Să retrage, nimeni nu rămâne aici. Este o situație excepțională. Un ordin care l-am primit acum. Vă rog să înțelegeți, nu poate să treacă nimeni. Doamnă, domnule, toată lumea să retrage. Sunt soldat al Imperiului Austro-Ungar și trebuie să respect ordinul. Vă rog, doamnă, domnule, înțelegeți. Înțelegeți, domnilor, granița este închisă. Vă rog. Actele mele sunt în regulă. Îmi pare foarte rău, dar trebuie un auzvai special. Chiar acum am primit ordinul. Nu cunosc cauzele, dar ordinul e ordin. Așa că granița cu Valahia rămâne închisă. Vă rog foarte mult, toată lumea se retrage. Nimeni nu rămâne aici, și dumneavoastră, domnule. Dar eu... Doamnă, vă rog, și dumneavoastră, domnule. Doamnă, vă rog, la caretă, doamnă. Vă rog, domnule, te rog foarte mult, de câte ori spun. Doamnă, vă rog foarte mult, de câte ori v-am spus. Înapoi, toată lumea la caretă. Dragul meu, ești urmărit. Vezi acolo? Același turc de care ne ciocnea mereu la Viena. Întoarcem acum. Ori să te omoare turcii. Mai bine să plecăm înapoi la Viena. Oriunde vrei tu. Nu, Aristița. Eu nu pot. Da. Speranțe, planuri mari. Dar pentru mine ce-ți mai rămâne? Oare așa o fi dragostea? Câteodată e și așa. Cu despărțire? Și cu despărțire. Flăcăilor.
Ia sare. Sarea pliește. Și la om și la vită. La sărăcie e mai bună ca untul. Hai, splăcău! Că decât să întingi în unt cu ochii în pământ, mai bine să întingi în sare și să te uiți la mândru soare. Mm. Hai, splăcăi! Câteodată poate să fie și rea. Mm-hmm. Ia cu marfa asta, aș obroji o rănile turcilor când mi-e zdragi ca sarea în ochi. Hai! Poterașii, de la o vreme bat toate drumurile. Îl caută peste tot, din porunca turcilor. Pe cine caută? Pe Tudor din Vladimir. I-au arșit satul de ce duc nu l-au găsit. Și pe maică s-au tăiat-o cu iataganele. Crucea mamilor de păgâni. La el nu era nădejdea, la Tudor, pe unde l-a purtat Dumnezeu. Băjenarii s-au pustit satele. Fug rumânii în bejenii. Bună, sărare. Ei, flăcări! Și la bine și la rău, ca frații. Singuri să ne facem dreptate. Altfel nu-i chip. Știi, Oarcă, v-a ajuns cuțitul la os. La Dunăre se adună băltăreții. Taie și ei. Tu ai strâns oamenii munți. Te bați pe apucate. Focurile răzleții sunt stinse la întâia pală de vânt. Să grămădim tot focul norodului la oaltă. Cheamă oamenii să ridice din nou casele. Eu plec la Craiova, la bănie. Boierule, hai, șterge-o de aici. Marele Pan ar fi fost mai milostiv. Tudor, vino după mine. Asta e curată nebunie, Tudore. Am auzit de nenorocirea ta. Bine, dar cum poți să te gândești
Rashid Pașa nu face niciun pas fără de gardă. Tu crezi că am venit aici să-l omor pe Rashid? Ar fi prea puțin, Benescule. Vreau să-l văd pe Marele Ban. Pe Marele Ban? Bine, dar s-ar fi foarte primejdios. Turcii îl urmăresc pas cu pas. Trebuie să-l văd. Bine, să încerc. Iertați-mă, luminația voastră, trebuie scăric un pitac care nu suferă zăbavă. Ce pitac? O, sunt de la spânzurătoare, unul care l-a ponegrit pe înălțimea sa Rashid Pașa. Pe Rashid Pașa l-a ponegrit, Rashid Pașa să-l spânzure. Dar înălțimea voastră e vorba de un negustor și... Eu sunt bolnav. Sunt bolnav. Ieși. Închide ușa. Adu-l aici. Tudore, fiul meu, ce bine-mi pare că te văd. Ce vești aduci? Am vorbit cu țarul. Ne-a făgăduit ajutor. Chiar cu țarul? Dar ai aflat vestea nouă, nu? Care veste? Napoleon s-a întors în Franța. E iarăși război. Turcii și își fac de cap. Cât de aproape a fost să se împlinească totul și iată. Nu. Rușii vor isprăvi în curând războiul ăsta. Napoleon nu mai e ceea ce a fost. Tocmai acum, când totul clocotește în țara asta, nu trebuie să ne oprim în loc. Tot norodul însemnă așteaptă. Dacă îl ridicăm la oaltă, nu ne vor înfrânge. Poate că Rashid Pașa s-a grăbit. Am să-i o plătesc. Tudore, parcă ai turnat puteri noi în mine. Alege oamenii cei mei cu credință. Și păzește-te. Unde gândește să afli adăpost? La Tismana. Cunosc locurile și mă cunosc cu oamenii. La Tismana? Bine chipzuit. În curând ți-l trimit pe Benescu cu darul pentru Sfântul Lăcaș. La bănia Oltenii eu poruncesc, nu altcineva. Negustorul Hagi nu să-i se dea pe loc drumul. În cuvințe să fie răscumpărat. Înălțimea sa, Rashid Pașa. De ce a venit aici, la domnia ta, Tudor Vladimirescu? Cine spune că a venit? Vă folosiți de orice mijloace ca să-i asmuțiți pe ruși împotriva noastră. Și eu care vreau să-ți aduc cea mai bună veste pe care poate să o primească un boier pământean. Ce veste? Acum, când se sfârșește sorocul domniei, prințul Osman îți făgăduiește rangul de locțiitor al domnului. Apoi, cine știe? Dacă în alta poartă va găsi de cuvință? De ce n-a găsit de cuvință până acum? Pentru că gheaurii și-au mâncat credința la în alta poartă. Recunosc
Nu-i ușor. Dar împac obrazul cu înțelepciune. Ah, era să uit. Spre a dovedi că nu urzești nimic, trebuie să arzi corăbile care te-au purtat până aici. Adică? În 3 zile să-l avem pe Tudor Vladimirescu viu sau mort. Dar asta e o nebunie. Și amestecam eu cu el. Liniștește-te. Liniștește-te. Nu arăți prea bine, mărite ban. Ai, ai, ai. Ești bolnav și nu te mai lecuiești. Vezi să nu te răpună boala asta. Noapte bună. Să ne vedem sănătoși peste 3 zile. Nu mă gândesc la mine. La slava ta mă gândesc. La izbevirea crucii tale și a pământului tău de păgâni. Învață-mă ce să fac. Să merg la moarte? Dar oare nu sunt eu cel chemat să-mi fă îngreutățile acestor vremuri? Facă-se voia ta, Doamne. Mi-e sufletul greu. Facă-se voia ta. Poruncă, luminăția ta. Spune-i crucerului Benescu să gătească de drum. Plecăm chiar noaptea asta la București. Și dacă e o capcană? Să nu ne pripim vornice, Bălăceanu. Turcii au nevoie de bunăvoința boierilor români. Patrioți, că și Filipescu Vulpe-i român, dar jură pe Coran. Turcul ne-a întins un deget. Noi să-i luăm mâna toată. Eu zic să încercăm în Alpea Sfinția ta. În felul acesta, până la dobândirea unui domn pământean, așteptarea creștinilor va fi mai cu folos. Fă-te, frate, cu dracu, mărite ban, până treci lacul. Ascultă ce spun eu. Ce preț are pentru domnia ta acest Tudor Vladimirescu? Omul care adunea oasă ne-a trânării noastre. Ridicarea de norod nu e o sabie cu 2 tăiușuri bite, vere. Tocmai de aceea, el să fie cel ales dintre noi să primească ce au făgăduit turcii. Ajută-ne cu inima și înțelepciunea ta să scăpăm neamul de blestemăția veneticilor. Iar mai târziu, Marei Dumnezeu, te vom ajuta să urci în scaunul țării, ca să duci mai departe slăvitul nume al marelui tău strămoș. Căutați peste tot? Unde-i Sarisul? În biserică. Părinte, fiecare cu ale lui. Am venit după Tudor Vladimirescu, porunca marelui ban. Ce se caute aici, Tudor Vladimirescu? Cunoști Maulan Efendi, Icerighele limba. Nu cunosc limba asta. E limba în alte împărății. Aici e o altă împărăție. Ajunge, Efendi, să intrăm. Căutați!
și dumneata, Dinache, boier creștin, om cu frica lui Dumnezeu, îngădui ca turcul să pângărească Sfântul Altar? Ei, hey, Fendi! Nici așa să nu o luăm. Marele man o să se facă foc dacă auzi că te-a lăsat să intre aici. Ascultă, precovioase. Jură pe Sfânta Cruce că Tudor nu e ascuns aici și plecăm. Jur să mi se usuce dreapta dacă Tudor se află ascuns aici. Bine. S-ar putea să ne mai întoarcem, părinte. Te-au lovit, doctore? Să mi se usuce dreapta, am zis. Până una alta, parcă nu s-a uscat. Acum nu mai zăbovi pe aici. Pentru tine, locul a devenit primejdios. Comandire, dacă vreodată veniva vremea să te întorci, ușa chiliei mele îți va fi pururea deschisă. Ne vom întoarce, doctore. Ne vom întoarce ca frunza și ca iarba primăverii. Alexandru Ipsilante a înarmat la Odessa batalionul Sfânt. Răspândește vorba că se bizuie pe mai mult. Pe ce se bizuie? Totul se face cu tainica în cuvințarea țarului. Și noi cu ce v-am putea fi de folos? Tu de ce m-ai chemat? Ipsilante vrea să treacă cu astea prin principatele române ca să slobozească elada noastră de sub turci. El știe că ai cu tine popor.
ce să-i spun arhivului din partea ta? Că ceea ce s-a hotărât întocmai se va face. Ei vom înlesni trecerea peste Dunăre. Dar să nu uite că noi ne vom ridica pentru dreptățile norodului nostru. De bună seamă, frate Tudore. Avem aceeași țintă și același vrășmaș. Dacă așa precum spui, ca pe niște frați vă voi sprijini. Te-am chemat ca pe un frate și ca pe un bun patriot ce ești. Să ne ajuți acum, când începe să se clatine domnie. La porunca domniei tale a sosit boierul Filipescu. Să intre. Poftește, vestiernice Filipescu. Ce vești ne aduci? Slăvită doamnă, veștile sunt ca bani. Cele bune se ascund în sipeturi, iar cele rele umplu iar Maroc. Și ce spune iar Marocul Arhonda? Ah, prostiile, prostimii. Dar prostiile boierimii nu ți-au ajuns la urechi, vistiernice vulpe. Acelea-s mai primejdioase pentru sipetul domniei tale decât iar Marocul nebunilor. Știi pentru ce te-am chemat? Coteza bănuii. Știi că nebunia lui Ipsilan te-am lipsit și pe unii dintre divăniții noștri. Și domnia ta ce cugeți despre toate astea? Eh, am albit în slujba domniei mărită, doamnă. Răzvrătirea împotriva în alte porți va înnesni neapărat și răzvrătirea gloate. Creștini suntem, dar mai bine secera seminunei decât secera țăranului. Nu m-am îndoit de înțelepciunea domniei tale. Înțeleptul alege numai calea folosului său. De aceea am scris totul la Istanbul. Am cerut prea puternicilor noștri prieteni firman pentru fiul meu Nicolae. Ceilalți nu sunt de domnii. Ești imbicisnici. Seamănă cu tatăl lor. E frică sau ți-e frig, vistiernice vulpe? Da, aici e cam răcoare. Acolo e și mai frig. Da, când s-a întâmplat asta? Azi e a treia zi. Cred că l-au otrăvit doctorul Cristaris. Când sosește firmanul, trebuie să ascund moartea slăvitului Alexandru Șuțu, răposatul meu soț. O gloată de oameni se apropie de palat cu o jalbă în proțap. Domnul nu primește pe nimeni. Se oprească! Pleacă! Pleacă! Yeah.
Ce-i cu oamenii ăștia? Târgoviște, le-a luat vodă moșiile și vin să le ceară în dărât. Au venit să cerșească. Să moară. Înțelesul acestei cumplite datini este dreptate sau moarte? Ce facem? Gloata trebuie potolită. Norodul știe să-și facă singur dreptate. Dacă primește jalba, le dă moșile înapoi. Să iasă vodă! Să iasă vodă! Să iasă vodă! Nu iese nimeni! Vodă e mort! De ce nu iese vodă? Să iasă vodă! Să iasă vodă! Ajută-mă! Spune, ce să facem? Se poate face ceva. Dar și gândul se sperie. Pe mine nimic nu mă sperie. Ajută-mă. Eu sunt bătrân. Domnia ta femeie, nu o să-l putem ridica singuri. Așteaptă-mă. Ce? Nu. Nu pot, mamă. Eu pot? Ce vrei? Să ajungem cerșetori în fanar? Așa-i viața. Hai, băiatule, fă asta pentru mama ta. Cine e acolo? Înalt preasfinția sa, mitropolitul și cu boierii divăniți vor să vorbească cu Maria sa, domnul. Viperele! Tocmai acum. Cu ei vorbesc eu. Să iasă vodă! Thank you.
Doamne, vă mulțumesc pentru grija ce arătați față de sănătatea Măriei sale. Am venit să vedem cum se mai simte. Chiar domnitorul a vrut să vă poftească, însă nu acum. Să nu creadă că ați venit, pentru că îi se apropie sfârșitul. Bălăceanu, veniți repede să vedeți minunea de afară. Asta e curată minune, mai tare ca orice peclivănie. Trăiește și zice lumea că a murit, spurcăciune. Ei numai doi cai și doi oameni. O să vedeți voi, o să plătiți amarnic fără de legea asta. Dați-l jos. Daci, ce s-a întâmplat? Am fost trimis la Constantinopol cu o scrisoare a Măriei sale, Vădășuțu. O scrisoare de la Vădășuțu? Ce fel de scrisoare? Ce fel de scrisoare? O scrisoare către în alta poartă. Pe cetea domnului? Ce poate fi înăuntru? Nimic mai lesne. Tu mă împingi la ispit. Bine. Fii. Deschid eu. Ce vicleană nerușinată. Va să zic că Vodă a murit. Da. Da. Și ascunde asta tigroasă până ce primește răspuns de la Constantinopol. Trebuie făcut ceva. Dacă sultanul pune domn pe fiul lui Șuțu, mitropolitul de frică o să dea înapoi. Dumnezeule, pe cine să ne sprijinim? E cineva. Dacă ați mai vrea, dacă ar mai vrea, tu poți să pleci. Acum ai înțeles, Arhon ispravnice, de ce sunt prinși curierii lui Vodă? Dar asta ar însemna? Ții la viața și averea dumitale. Ca și domnia ta. Atunci du-a asta repede și în mare taină, luminăției sale Rashid Pasha la Vidin. Să vină de grabă să ne apere viața și averele. Că din partea bădii, nădejde nu mai este. Au venit slujere. Thank you.
Ei? În Italia? În Italia n-am găsit. Poporul s-a răsculat în Neapole și Piemont. Băltărețule, tu ce ai adus? Slugere, vino și la noi. Împăratul crăpcenilor. Un crăpcean fără icre, dar cu o scrisoare către pașa din Vidin. Căci mânat de poftele sale de mărire, marele ban se duce să se închine tâlharului din Vladimir. Împrejurarea e de luat aminte, Tudore. Nu, Arcă. Trebuie să mai așteptăm. Ce mai așteptăm, slugere? Boală lungă, moarte curată. Pârvă aduce cetele de români din Vâlcea. Dolojiu și romanații sunt gata la cuvântul de taina ștafetelor domniei tale. Un semn să faci. Știu asta. Suntem gata, Zoicane. Încă un bob zăbavă. Ia vezi. Umblă, adulmecă peste tot. La straica noi, la grei ciocoi. Și de domnia ta a întrebat, slugere. Dar nu vezi, slugere, că-i de-ai lor? Nu, 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 nu-s de-ai lor. Învăț la București, la Sfântul Sava, cu dascălul Gheorghe Lazar. Care va să zică că ești popă. Nu. Inginer. Și poet. Tragic. Cine te-a trimis la noi? Nimeni. Am fost pedepsit pentru o poezie la porunca Agiei. M-au bătut și m-au trimis la Ocnă, la Telegă. Pe drum am fugit. Ce fel de poezie a fost aia? Ca plăgile Egiptului toate. Ca lepra. Decât ciuma mai avan, e jugul boieresc și otoman. Ce ține inimile încătușate. Dar ziua așteptată va să vie. Când înfruntând harabnicul și tunul, s-or ridica românii toți ca unul și-or scutura cumplita tiranie. Ca din psaltire. Dacă ai fi zis ceva și de pământ, era și mai și. Și n-ar fi stricat ceva și despre vămurile și havaieturile care ne-au păgubit negoțul. Nu le poți spune pe toate într-un cântec. Ce spune, voinice? Cum te cheamă? Tudor. Și eu tot Tudor sunt. Tudor Vladimirescu. Ei, da, Tudor Vladimirescu. Ia spune-ne. La inginerie ești tot atât de tare ca și în poezie. Ce învățași de la profesorul tău prealuminat? Am studiat istoria, matematica, filozofia, latina. Știi că ne-am procopsit? Dușmanul să dea în noi cu tunurile și noi în el cu latinească și greacă. Deci, deci, eu mă pricep și la fortificații. Și o leacă de artilerie de câmp.
Ce? Capitane Zoican, poruncește oamenilor tăi să se orânduiască la poartă. Să fie adus aici. Vina mea față de tine. Dacă ai venit pentru spovedanie, e mai potrivit sfinția sa, Elarion. Poftește. Iată-mă, sunt în mâna ta. Omoară-mă dacă așa se poruncește cugetul. Dacă așteptai să te omor, nu veneai aici. Pentru asta ai venit. Dinu. Lui Tudor să-i mulțumești că scrisoarea n-a căzut în mâna turcului. Bine, Tudore. Să vorbim deschis. Amândoi trebuie să folosim împrejurarea morții lui Șusu. Tu ridici oamenii tăi. Din în Craiova nu o să primească niciun ajutor. Cred că ești atât de puternic încât... Să te ajut să ajungi domn. Oare țării nu-i trebuie un domn român? Înțelegi. Noi suntem legați unul de altul ca sufletul de trup. Eu te ajut să nu afli împotrivirea boierilor. Tu ajută-mă să înlătur din care vipera de la București. Asta e voia la care veni să o închei cu mine. Da, Tudore. Ai încredere în mine. Jur. Mai bine fără jurăminte. Fapte. Să fie însoțit până la poartă. Deschideți porțile! Credeam că știi să mânuiești doar sabia. Văd că tot așa de bine mânuiești și politica. Cu Brâncoveanu alături, potolești împotrivirea boierească. Doftule, doftule, mă tem că n-ai priceput nimic. Lupul s-a certat cu vulpea și a venit să ceară bâta de la cioban. La ciobanii au bâtele pregătite pentru altceva. Trebuie să ne grăbim până nu se împacă între ele fiarele din divanul domnesc. Nu vorbi cu păcat, fiule. În divan mai sunt patrioți de seamă. Adevărați părinții patriei. Adevărați părinții patriei? Patria este norodul, iar nu tagma jefuitorilor. Da, da, doftore, mă tem că prea puțin ai priceput. Unde-i slujerul? Înăuntru. Pârâvule, hai. Am adus românii de la Olt. Slujele, îi prăpădire oamenii domnești. Arată bătrânii că din vremea tătarilor n-au trăit așa urgie. Și acum cât o să mai așteptăm, slujere? Nu arcă.
Nu mai așteptăm. Capitane Gârbea, pregătește oamenii. Capitane Pârvu, strânge cetele pe care le-ai adus cu pandurii tăi. Capitane Zoican, așteaptă-le cu steagurile în câmpia Padeșului. Să plece ștafetele. Clăcașă din Slatina, schilodis de ispravici. Dar cojocare craioveni unde-s? Uite-i acolo. Muntenii. Negustorii caracaleni. Toți au venit să-ți audă cuvântul. Fraților! E Tudor, slujerul! Tudor Vladimirescu! Nici o pravile nu oprește pe om de a întâmpina răul cu rău. Șarpele când îți iese în cale, ce-i faci să nu te învenineze cu mușcătura lui? Uite așa, așa, așa. Dar balaure care ne închide vii, atât căpetenii noastre politicești, cât și cele bisericești. Până când să le suferim fără de legile și nemăsurata lăcomie? Până când să le fim robi? Ne ajunge, fraților, de când lacrimile noastre nu s-au mai uscat. Siliți-vă să veniți la bătălia cea orânduită spre binele și folosul norodului. Veniți să luăm îndărât pământul cotropit al țării. Care n-aveți arme, cu furci, cu coase, cu seceri, cu șungheru, cu ce-om avea și ce-om putea. Frați locuitori ai țării românești, verde ce neam veți fi și toți câți vă sfințiți pâinea cu sudoarea frunții, veniți, fraților, să întoarcem dreptatea pe pământ. Să aștepte. Și eu aștept. Dar răspunsul va sosi. Mamă. Nu se poate să nu sosească. Mamă, hai mai bine să plecăm de aici. Nu vezi că ei nu ne vor? Niculae, e ușor să părăsești un palat. Mai greu să te întorci. Boier Filipescu, vestește-l pe Brâncoveanu de hotărârea noastră.
cinstite ban, Maria sa doamna mă trimite să-ți spun că noi nu cunoaștem alt stăpân în țară decât pe Beizadeua Nicolae Șuțu. Prea bine, visiernice. Va susi însă clipa când ea singură mă va chema. Nu se supun hotărârii marelui divan? Și asta tocmai acum, când se vântură groaznice vești de la serdarul Dinu. Un apostat! Tudor Vladimirescu cu răsculații lui se apropie de Craiova. Mă duc la palat să lecuiesc această nebunie. O fi o adunătură care s-a ridicat la tâlhărit. Asta, sfinția ta, să nu ne abată de la ce avem de făcut aici. Și totuși, această adunătură de tâlhari, cum o numești dumneata, boier Racoviță, are 1500 de oameni înarmați. Ce spui, cinstite ban? N-ar fi bine să-i trimitim lui Dinu un ajutor în oameni și arme. Dacă Racovița are dreptate, atunci Dinu o să poată și singur să se răfoiască cu un tâlhar. Dacă n-are dreptate, nu uitați că Dinu este omul lui Șuțu, legat de Rașid. Mai bine să-l așteptăm pe Glogoveanu cu vești de la Craiova. Oh, bine că veniți. Drum bun, coane, Nicule. Rămas bun din ochi și izbând asupra apostatului. Haide! Ferește-mă! Aici suntem noi. La un semn, călăreții lui Pârvu și Zoican dau buzna la harță în tabăra fanariotului și îi mână încoace, în bătaia focurilor noastre. În timp ce tunurile noastre bat în dușman, oarcă le cade în spate. Pe urmă, praful și pulverea. La conac! Fuge, Glogovean! Băieți, după mine! Ce faci, Neoarca? Alta e porunca! Uitați că ăsta l-a omorât pe frate tău, Ghiță! Mă duc să-l caut de inimă! Veniți numai voi! Ei, lați, mă așteaptă aici! Să iasă Pârvu și Zoican. Boierule, vin panduri! Pentru stăpânire, înainte! Acum oarcă. Oarcă! Oarcă nu atac. Oarcă e ostaș de nădejde. Să mai așteptăm. Ce fi cu oarcă? Dacă nu intră, e prăpăt. Îl trage pe Dinu în pedestrime și praf o face.
Oarcă, Neică! Ce-i din cuțu? Îl tai pe Glogoveanu! Calu, Gârbea, să iasă pe destrimea. Poenaru, la turnuri. Oarcă. Să ținem piept cum o putea. Mama lui de zăbăuc. Eu zic să întoarcem. Întoarcem! Ajunge. Spune oamenilor să se adune. Am spus să ajunge. Adună oamenii. Ajunge. Thank you.
Ce-i cu el? Pandurul ăsta a fost prins la tâlhărit. Spânzurați-l. Cu hoții și cu tâlharii, fără cruțare, capitanul Zoican. Te-am prins. Calemgiu. Să bitulați în dulap. Slăbește, strânsoarea. Ei, cum stai cu visteria, calemgiule? Fluieră vântul, ai? S-au pus deoparte 2000 de galben pentru Rashid Pasha. 2101 în cap. Ferește! Ferește, slujire! Lovește-l, moșule. Lovește-l, moșule. Și tu vreun balaur boieresc. Așa lupți tu pentru dreptate, capitane Oarcă. Luați-l! Nu te apropia de mine! Eu n-am stăpân! Uite-te! Cască ochii, tâlharule! Uite ce-ai făcut! Spânzurați-l! Pricep că ai fost pentru mine ca soarele de pe cer și mai drag ca lumina ochilor. Dar afară de oaste altceva nu mai știi. Boier Racovițe, adunătura dumitare care s-a ridicat la tâlhărit. Dacă așa ne batem cu tâlharul ăsta, ca mâine o să vin aici. Degeaba vă speriați, boieri dumneavoastră. Degeaba vă speriați. Tudor Vladimirescu a luat Craiova.
E adevărat. Dar asta este ca și cum Craiova s-ar afla în mâna mea. Pentru că Tudor e omul meu. Dar da, cinstiți voi el. E omul meu. V-am spus că va sosi ceasul când ea mă va căuta. Mă va ruga. Iată că ceasul acesta a sosit. Și acum când Tudor se îndreaptă către București, cu atât mai vârtos se va târî la picioarele mele. Visuri de mărire? Tare mă tem că Brâncoveanu a început să calce pe căi greșite. De aceea eu zic așa. Domniile voastre, boier Crețulescu și boier Racoviță, luați oameni și stați în calea răzvrătiților. Iar eu rămân aici să veghez asupra treburilor țării. Alinierea! Hai! Smirră! Așa, tu ce erai? Bucătar, cinstite capitan. Da tu? Bucătar, cinstite capitan. Da tu? Bucătar, cinstite capitan. Dar câți bucătari era? Avem felurite îndatoriri, cinstite capitan. Care cu ciorbele, care cu mezelicurile, care cu cușchebabul. Mai erau și cofetari, cinstite capitane. Care cu sarailele, care cu cataif. Iată-te, bă! Da tu? Eu îl ajut pe dumnealui. Da tu? Eu pregăteam narghilelele. Halal trudă, săracii de voi. Mama voastră. Afară! Să rămâie cu ciorba. Hei! Hei! Cine sunteți? Păi ce, nu se vede? Fă bine și răspunde când te întreabă capul străjii. Suntem fierari. Pe cine căutați? Puta, pistolul, mă ești! De ce? Pe cine? A venit și noi ca toți să intrăm în noastră izbăvire. Ia să vă văd mâinile. Păi de ce să le vezi? Dacă am zis, înseamnă că trebuie. Ia. Fierar. 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 Mai prost. Fierar. Da, fierar. Hei. De două ori au trimis boieri ucigași nemiți la Tudor al nostru. De-aia suntem și noi cu ochii în patru. Aha. A trebuit să fie primejdia ca să vedem cine trebuie să oblădească țara în aceste clipe grele. Să uităm tot ce ne-a despărțit până acum. Și să ne unim în fața primejdiei. Plecăciune cinstite caimacam al țării românești. Poftește, caimacam, șezi. Nu vrei să șezi lângă mine sau nu-ți place locul? Îmi place mai mult ăsta. Mai duci? Ce ai mai dobândit? Știu că veghezi cu ochi agere asupra treburilor stăpânirii. Știu ce te frământă, doamnă. Fii liniștită. Oltenia își va dobândi iarăși liniștea. Dar nu e vina mea că n-am fost poftit mai demult în jilțul ăsta.
Și de ce te-aș fi poftit? Ca să mă otrăvești, cum l-ați otrăvit pe soțul meu. Dimpotrivă, doamnă. Eram bucuros să nu te întâlnesc. Nu e vina mea că până azi n-ai părăsit paratul. De ce taci? Viperă. Și tu taci! De ce ai tăcut? A batjocorit-o pe maică ta în fața ta și tu taci! N-ai sânge de stăpân în tine! Izgonește-mă! Izgonește stăpâna! Fică de stăpân! Soție de stăpân! Mamă de stăpân! Ca să te stăpânești tu, viperă! Menescule, pleci cu solie la Tudor. Țara are nevoie de tihnă. Da, Maria ta. Parcă murgure lupește și la cerne e purește. Negiobule, să lași oamenii să-ți fugă de sub nas la tâlharul de Vladimirescu. Era noapte, boierule. Câți oameni ți-a mai rămas? 40. Cum o să mai luptăm așa? Să le deschidem porțile. Ca să lăsăm haita să ajungă la ort, nemernicule! Pregătiți tunurile. Înălțimea sa te roagă să nu mergi mai departe până nu te înțelege cu el. Îți făgăduiește că țăranii vor primi pământ de îndată și se va urca pe scaunul domnesc. Din păcate cunosc prețul făgăduielor lui Brâncoveanu. Gândește-te, Tudore, țara are nevoie de tihnă. Să avem iertare. Poporul vrea mai întâi dreptate și apoi tihnă. Slugere! Slugere! Ce-i, Zăicane? Am bătut toate căile spre Olt. Nu se găsește niciun drum ca lumea până oroaiele astea. Atunci să-i zdrobim, mama lor de tâlhari. Zăican, Gârbea! Pregătiți cetere. Tudore, trimite-mi un sol de pace. Mă pun căzaș că se vor supune. Bine, să mai facem o încercare. Moș Gârbea! Vine un sol din partea lui Vladimirescu, boierule. Auzirați? Mă trimise slugerul să vă spun că nu vrea moartea păcătosului, ci că să plecați pe dată unde știi de vreți să mai aveți zâre. Că de nu vai de pielea voastră. Cu ce l-am spus să mă întorc? Hai! Spune că am înțeles. În două ceasuri plecăm. Să fiți sănătoși? Sau să nu vă mai arătați în calea noastră? Foc! Foc! N-ați auzit porunca! Taică! Taică!
Ori sardă ca șoarece. Și câți ori face ca ei, ca ei o să pățească. Nu-ți teamă că stâlpii stăpânire te vor supune prin război. Și o sânda morții îți va fi cumplită. Ce-mi spui tu acum vine de la tine? Sau de la el? Dacă vorbele astea le rostești tu, fostul meu tovarăș de arme, atunci îți răspund, nu, Benescule, nu mi-e teamă, căci răscoala n-a fost pornită de mine. Eu am fost luat de norod pentru a chema stăpânirea să țină seama de cererile lui. Tu încalci sfintele orânduiri ale neamului nostru, iar vorbele ce ți le-am spus izvorăsc din cugetul și inima mea. Te înșel, Benescule, din cugetul și inima boierilor. O sânda morții va fi cumplită ca unui vrășmaș al pravilii străbune. Nu mi-e teamă de moarte, Benescule. Am îmbrăcat cămașa morții din ceasul când am pornit în fruntea norodului. Când am intrat în Valahia, nimeni nu ne întâmpină. Ce mojicie! Lysanis, ia vezi ce-i cu stăpânul Casi. Ce s-a întâmplat? Țarul nu mai vrea să sprijine Eteria. Sfânta Alianță e hotărâtă să se împotrivească răului cu orice mijloace. L-au speriat revoluțiile din Neapole și Piemont. Iar dumneavoastră, principe, v-ați răsculat împotriva sultanului în care țarul vede oricum un monarh legitim. Hai. Era ascuns în pot. Ce mai vreți? Nu mai am nimic. Ce vorbe sunt astea, boierule? Prințul Ipsilante nu îngăduie nimănui să atenteze la dreptul sfânt al proprietății. Ipsilante? Noi ne temeam de Vladimirescu. Ridică-te, boierule! Atâta timp cât noi vom fi aici, nimeni nu o să se mai atingă de boieri. Mulțumesc, măria ta! Mulțumesc! Tudor are meritele lui, dar exagerează. Judecă și acționează cam țărănește. Noi ducem campania împotriva sultanului și nu împotriva rânduielilor statornișite în țară. Amândouă la fel de zadarnice, stupide, absurde! Ia spunem. Mi se pare că ți-a fost drag, Tudor. Tudor? Te-a părăsit atunci. Îl mai iubești? Nu știu. Vai, ce-ți veni? Ce nesuferit ești? Și pe mine m-a părăsit. Dar nu mă lasă inima să-l părăsesc eu. Tudor, merge spre Pierzan. N-are cine să-l opresc. E singur. Singur ca nimeni alt. Toți suntem singuri, măria ta. Ia stai jos. Aristiță, după bărbată, tu i-a jertfit pe Crețulescu și pe Racoviță. Se cufundă. Nu-l lăsa pe Tudor să se piardă. Du-te la el. Spune că i-a rămas prieten bun. Zugrăvește-i viitorul frumos ce-l așteaptă. Mângâie-l. Bine, dar... Mângâie-l, știi tu. Mă tem. Te tem de viitor? Nu. Mă tem de trecut. Atunci totul mai iubești. Sunt două picioare și va descotul pe poare. Va descotul.
frunza codrului, să văd matca ortului, să văd matca ortului. Ortureșu, voi turba. Hei, cum e cu podurile tale, inginerule? Mâine în zori trece moltul. Ai podari buni? Buni, slugere. Ce zici, Zoicane? Te ții tu chezaș pentru el? Păi știu și eu. Să mă țin oarcă. Să mă țin, slugere. Vreau să te văd. Și atunci când femeia vrea ceva, nici diavolul nu-i poate sta împotrivă. Ce o să zică prietenii tăi de un asemenea musafir? Prietenii nu mi-o vor lua nume de rău. Iar dușmanii oricum vor cleveti. Stai. După faima care o ai la București, mă așteptam să trăiești altfel. Ce faimă? Dai foc la biserici, tai, spânzuri. Dar văd că dracul nu e chiar așa de negru. Știi? Aici, la tine, parcă ar fi la postul de vamă. Ții minte noaptea aceea, când jurai că ai dormit ca un prunc? Ce bine era atunci. Dar acum sunt singură. Toți suntem singuri. Mai ales tu. Eu? Cum să spun? Aș vrea ca și tu să înțelegi asta. Și cu toate astea ești îngrozitor de singur, Tudore. Cum ai să poți izbândi tu dacă stăpânii țării se vor uni împotriva ta și te vor supune? Și nu ți-e teamă că după ce n-ai mai găsit mântuire, o sânda morții îți va fi cumplită ca unui vrăjmaș al praverii străbune. Ca unui vrăjmaș al praverii străbune. Astea-s cuvintele lui Brâncoveanu. Întoarce-te de pe acest drum al pierzanii, ori să te omoare, dragul meu. Iată pentru ce ai venit până aici. Nu mă osândi, Tudore. Fiecare înțelege și iubește legea lui. Te-am iubit. Nici eu n-am crezut că te pot iubi atât de mult. Nu te înțeleg. Nici atunci nu te-am înțeles. Vezi? Fiecare înțelege și iubește în legea lui. Tudor Vladimirescu a trecut tortul. Și pe ulițe? Nu prea e liniște, măria ta. Studenții lui Gheorghe Lazar s-au încăirat cu oameni agii. Întăriți strejile. Noaptea să nu umble nimeni fără ferinare. Da, măria ta.
Iată omul domniei tale. Vezi, iubite, care unde ne-ai adus? Să oprim urgia asta care a căzut pe capul nostru. Dar cum? Să facem ceva. Să nu stăm cu brațele încrucișate. Ce mai așteptăm? Așteptăm să ne vină rândul? După Glogoveanu, Racoviță și Crețulescu? Lăsați-mă! Lăsați-mă odată! Lăsați-mă! O să te omoare, nășicule, ca și pe mine. Poate că o să-l ardă de viu. Sau piere înjunghiat ca mine. Ce s-a întâmplat? Ți-e rău, Maria ta? Ajută-mă. Ajută-mă, Benescu. Deschide fereastra. E frig afară, Maria ta. Deschide fereastra. Deschide fereastra. Unde a ajuns Tudor cu oamenii lui? Cale de două zile la București, Maria ta. Îl putem opri? Dacă și boierii dau oameni, adunăm o armată destul de bună. Vor da. Din clipa asta, te numesc mare spătar. Tudor nu trebuie să intre în București. Acum când calcă în picioare sfintele orânduire ale neamului nostru, nu voi preceda. Izbândă sau moarte? Nu moartea. Și izbândă ta o vreau. Pregătește-te de drum. Eu plec de îndată la mitropolit. E târziu, Maria ta. E trecut de miezul nopții. Vremea nu așteaptă. În sfârșit, ai înțeles și domnia ta. Slavă celui de sus. Acum să vedem mai departe și mai adânc. Dacă Benescu nu-l dovedește. Domnul nu va îngădui o asemenea nedreptate. Căile domnului sunt uneori încurcate. Dacă totuși Benescu nu-l dovedește. În al preasfinte, chiar dacă e greu, să o gândim, e și mai greu să o spunem. Crezi că turcii sunt mai puțin nevătămători decât apostații? Eu mă duc la Osman Pașa. Și eu voi rămâne aici. Capul bisericii îi poate potoli pe răzvrătiți prin cuvântul Domnului. Am binecuvântarea înalt preasfinției tale? Cetele de Arnăuț au fost fărâmate de oamenii lui Tudor la Bolintin. Pregătiți oamenii pentru atac! Pentru atac! La izbândă! Înainte! Dreptate sau moarte!
Aștept plină de foc, dar el nu vine deloc, măi. De ce fugi de mine, Tincuțo? Te grăbești? Ba. Te fac coșmare. Acu ești aproape de măritat. Eu nu m-am mărit. Decât cu cine mi-e drag. Și ăla de ți-e drag. Eu fi dragă alta, ai? Nu vreau. Nu cred. Doamna lui nici nu știe cât îmi e de drag. Afară de oaste, altceva nu mai știe. Am ascultat și ieri și azi, iubite prietene. Prea bine. Trupele noastre vor trece Dunărea, să aducă pacea credincioșilor noștri boieri. Dar grăbiți-vă, grăbiți-vă, boierii, țara vă așteaptă. Am zis credincioșilor noștri boieri, pentru că vrășmașul nostru Tudor Vladimirescu este omul domniei tale, nu-i așa? Nu! Nu! Nu-i adevărat! Nu-i adevărat! Dați-mi drumul! Ce? Ah! Ah!
Deschideți! 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 Sunt domnul țării! Deschideți! Sunt domnul țării! Sunt domnul țării! Trăiască domnul Tudor! Cinstiți boieri, iată-l pe slugerul Tudor Vladimirescu, care a venit să aducă pace țării noastre. Pentru care, ca pe un om de binevoitor țării noastre, l-am primit în politia Bucureștilor cu drag și brațele deschise. Drept aceea, ne jurăm în numele Marelui Dumnezeu că niciodată nu vom cugeta împotriva vieții și cinstei dumnealui. Iar dacă vom urma împotrivei, purtându-ne cu vicleșug și călcând cele făgăduite, atunci, ca niște netemători de cele sfinte și vrăjmași ai țării noastre, să fim loviți de mânia lui Dumnezeu în fața înfricoșatei judecăți. Amin. Amin. Cinstiți boieri, de sunteți domniile voastre patrioți, precum ziceți, cea de slugă a mea chipzuială este. Acum aveți vremea scăpat din hula tuturor neamurilor și să vă faceți patrioți adevărați, iar nu vrăjmași ai patriei, așa cum ați fost până acum. Căci oricare va fi la un glas și o unire cu norodul pornit pentru dreptate, patriot se va numi. Iar oricare se va ridica împotriva norodului, se va socoti vrăjmași
și în veac se va căi. Mitropolitul și boierii țării te roagă să te urci în scaunul domnesc. Să fac eu în coșciugul ăsta. Morții cu morții. Și vii cu vii. Mai bine lăsați-mă să mă duc la treburile mele. O vițică am dat pe ea. Face. Avusești multe? Vițele? Una. Să mă omoare muierea, nu alta. Zice, hanger cu țânteți trebuiam și în casă n-ai cu ce tăia mămăliga. Dar eu, tași fă, proastu, că mămăliga o tai și cu ața. Dar cu ăsta tai sărăcia din casă să ne procopsăm. Și ai tăiat-o? De-aia ți-am. I-ai bătut și i-ai dovedit măria ta pe toți. Dar cu sărăcia din casă, ce-i facem? Bir pe fum, pe căldările de aramă, pe albina lucrătoare. Asta nu e o jalbă către Banu Brâncoveanu? Aia e. Și numai pentru asta ai venit cu noi până aici? Ca fie ștecare pentru dreptate. Dar păi cum? De fudulie, fudul și nesătul. Oștene. Poruncește măria ta. Poruncesc ca toate averile câștigate pe nedreptul să fie poprite în folosul țării. Poruncesc să fie iertată de bir toată obștea poporului care s-a bătut pentru dreptate. De toate birurile, pe fum, pe căldările de aramă, pe albinele lucrătoare. Iar ghervanele negustorilor să umple târgurile fără teamă, căci hangerul tău, Oștene, va veghea neostenit. Ai fost un adevărat profet, dragul meu. Iată că drumurile noastre s-au întâlnit. Sunteți niște gazde perfecte. Armatele mele au nevoie de un asemenea prieten. Și aliat? De ce trupe și zaherele dispuneți? Destule ca să ne ținem toate făgăduielile. Dar domnia ta... Așteptăm ca turcii să aibă pricină să treacă Dunărea. Și atunci intervenim împreună. Unde? Cum unde? Aici! Sau ți-ai uitat legământul făcut față de Iordache Olimpiotu? N-am uitat nimic. M-am legat să ajutăm eterii să se gătească a trece Dunărea pentru slobozirea patriei sale. Amare este pâinea robiei în orice țară. Dar cum socotiți că vom îngădui să duceți războiul într-o țărișoară pe care turcii ar sfârteca o cât ai clipi din ochi? Nu e bine. Patria este... Unde este? Mă rog, adumite aici. A mea, cine mai știe? Nicolae, ce vorbă e asta? Am vrut să spun că toată țara așteaptă acest prilej. Și boierii dumneavoastră patrioți așteaptă același lucru. Altminteri, totul ar fi pierdut. Nimic nu-i pierdut câtă vreme nu pierdem nădejdea. Arhiule, lupta asta e și a noastră. Pentru ea ne-am ridicat. Dar turcii de la Dunăre nu sunt singuri. Cu ei sunt boierii dumitale, patrioți, din pricina cărora până astăzi n-am avut o știre a țării să ne apărăm de jefuitori. Te-am înțeles și îți mulțumesc pentru ajutor. Cu toate puterile și din sărăcia norodului nostru, nu vom lipsi să le ținem făgăduială.
Și acum poftiți. Sunteți oaspeții noștri. Mulțumesc. Eram în trecere pe aici. Pe boier jurându-mi credință. Ce-i cu tine? Să faci. Acum nu trebuie să iațăți pe turci. Mai înainte, trebuie să-i fărâm pe turcii de înăuntru. Pe boieri. Pe urmă, dacă aș putea pătrunde marea taină a drumului noroadelor, dar așa, cu mintea și cu brațul tău de om. Oare cum se făurește istoria? Așa se făurește, Tudore. Cu mintea și cu brațul tău de om. Vino cu mine. Unde-i simbucăciunea? Strângiți-l! Oborâți-l! Sări oameni! În sfârșit îl ai în mână. Deslegați-l. Deslegați-l! Capitane Zoican! Capitane Zoican! Să fie dus la bariera Georgiului. Răspuns pentru viața lui cu viața ta. Asta-mi trece tăria unui gheaur.
pleacă mai repede. Pleacă! Acum nici cuvântul Domnului nu-i mai poate opri pe apostați, spătare Benescu. Trăiască domnul Tudor! Ce-o fi în mintea lui? Nu mă dumiresc. De ce a respins scaunul domnesc? Oare așteaptă să fie uns de turci? Nu de aceea i-a dat drumul turcului? Mulți cred așa. Mulți cred așa. Dar dacă ar afla și Ipsilanti, aliatul lui despre asta? Înalt preasfinția ta, să aduni boieri aici. Mâine se știe tot orașul. Restul o să-l facă trupele lui Osman. Turcii, Doamne Dumnezeule. Ferește-ne, Doamne, de nenorocire. Ferește-ne, Doamne. Doctore, citește tare. Se degradează Vladimirescu? Și îi se retrage ordinul Sfântului Vladimir. Da, din păcate. Țarul nu vrea să te mai ajute nici pe tine, nici pe Ipsilanti. Rosit, pașa a vrut să te piardă. Un dușman mai mare ca ăsta. Dar tu crezi că slugerul i-a venit ușor? Ce se întâmpla dacă îl spânzuram pe Rashid? Mâine s-ar fi năpustit turci asupra noastră. Cu sângele meu i-aș fi scris o sânda la moarte. Dar nu vom răzbi dacă ne batem cu toți deodată. Mai înainte să terminăm cu boierii. Nu vă temeți. Va veni și ziua socotelilor cu turcii. Dacă voi m-ați înțeles atât de greu, atunci ceilalți, prietenii noștri, mi-a trimis vorbă Iordache Olimpiodu că mâine mă așteaptă la Golești. Vom vorbi și despre asta. Gărbio! Poruncă! Dă-i veste că voi veni negreșit. Du-te! Am înțeles, slugere. Să nu ne temem, spătare Benescu. Retragerea mea este acoperită. Am așteptat numai să fie onorabilă. Pentru că suntem o familie onorabilă. Ați așteptat prea mult. Acum e prea târziu pentru orice fel de retragere. Și pentru amândoi. Ce ne oferă prințul Osman? Două vieți pentru una. Bună dimineața. De ce m-ați chemat? Bine ai venit. Frumoasă alianță ne-ai făcut, Olimpiotru, n-am ce zice. Cine striga împotriva turcilor mai tare ca Vladimirescu al tău? Și acum, poftim, îl prinde pe Rashid Pasha și îi dă drumul. Se dă bine cu el ca să-l urce pe tronul domnesc, nu? Nu cred. Nu pot să cred. Tu, Benescule, poți să crezi? 100.000 de turci așteaptă doar semnul lui Osman să treacă Dunărea. Pentru cinstea lui Tudor, bag mâna în foc. Să nu ne pripim. O fi având el socotelile lui. Aflu eu despre ce este vorba. Azi după amiază vine la mine, la Golești. Thank you.
bucuros de oaspeți? Nu mă așteptam. Dar poftiți! Intrați! Intrați! Primăvară timpurie. Semn de toamnă îmbelșugată. Norodul nu va uita niciodată această întâie primăvara sa. Pravile aleatului 1821 va slobozi norodul de robie. Să fie slobot Hermes să se miște și Ceres să ne bucure cu pâine. Din vinul nou Dionisos să guste. Să începem astăzi ziua cea de mâine. Catastrofă, domnilor! Catastrofă! Turcii au trecut Dunărea cu armată uriașă. Nici acum nu ți-e clar? Să-l așteptăm totuși pe Tudor să ne lămurească. N-avem timp de explicații. Fiecare clipă de șovăială ne apropie de dezastru. Capitan Iordache, îți încredințez misiunea sfântă de a comanda contraofensiva noastră. Anavon! N-avea nicio grijă, Iordache. Vom fi gazdele cele mai bune. Bună ziua! Poftim! Intră, te rog! Unde-i Iordache? Iordache m-a lăsat pe mine gazdă în locul lui. Poftim! Nu, n-avea teamă pentru Iordache. Soarta eroilor este să moară pe câmpul de luptă. Omorâți sunt numai trădătorii. Ce mai face Rashid Pasha? Caftanul domnesc este prețul trădării? Mi se pare că trădarea este aici. Ca frații până la mormânt. Da, dar nu cu cel care s-a ridicat împotriva stăpânului său. Vorbești despre trădare, tu! Când hoardele turcești, chemate asupra noastră, au intrat acum un ceas în București? Slugere, afară i-a omorât pe toți! Fugi! Fugi, oarcă! Soican să iasă cu astea din calea turcilor! Fugi, oarcă! Întoarce-te! Îți poruncesc! Thank you.
Pe mine mă puteți omorâ, dar nu-s pe lume destui călăi să poată opri lupta poporului. Mă duc la ei mei să scoatem astea în calea turcilor. Sărbătoare, boier, dumneavoastră, căci o să ne întoarcem. O să ne întoarcem ca frunza și ca iarba primăverii. Ne vom întoarce ca frunza și ca iarba primăverii.